putem deschide ședința. Înainte de a da cuvântul domnului primar, să vedem dacă sunt discuții referitor la procesul verbal din 26-2022. Dacă sunt discuții. Nu sunt scăzări. Cine este? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. În continuare, la unitate, procesul verbal din 26-9 a trecut cu briu. În continuare, dăm cuvântul domnului primar pentru citirea cuvântului de zi din data de 31-10-2022. Domnilor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 169 din 27-10-2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bucsănești sub Bacău, în data de 31 octombrie 2022, orele 16, la sediul Primăriei Comunei Bucsănești, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la finele trimestrului al treilea, al anului 2022 a Comunei Bucsănești. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea executării obiectivului de investiții, lucrări de reparații și amenajări teren de fotbal, zona Jaravăț, sat Bucsănești, Comuna Bucsănești. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind actualizarea planului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bucsănești în Bacău pentru anul 2022. Punctul numărul 4, diverse. Articolul 2, prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la deprimere de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul ordinii. Care este pentru? Potriva, abține. În continuare dăm cuvântul domnului primar pentru cuvântul. Eu o să dau citirea la referatul de motivare din sprijinul proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la finele trimestrului al treilea anul 2022 a Comunei Bucsănești. Având în vedere faptul că execuția bugetară al trimestrului al treilea al anului 2022 se încheie la 30 septembrie 2022, cu următoarele sume. La parte de venituri, cu suma de 6.703.649,50 de lei, iar la parte de cheltuieli, cu suma de 4.676.678,49 de lei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la finele trimestrului al treilea al anului 2022 a Comunei Bucsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bucsănești propune. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bucsănești, județul Bacău, la finele trimestrului al treilea al anului 2022, conform anexei numărul 1, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil, din cadrul de specialitate al primarului prezenta hotărârii va fi comunicată primarul, Consiliul Local, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județene a Finanțelor Publice, Trezoreriei Bacău, Onești și instituție prefectului de Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc. Da. Dacă sunt discuții referitor la punctul numărul 1. Cine se scrie la vot? Toți nici eu. Supunem la vot proiectul numărul 1. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Da. În anumitate, proiectul numărul 1. Dăm cuvântul domnului primar, punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării, obiectivul de investiții, lucrări de reparații și amenajări teren de forba, zona Jaravăț, Comuna Bucsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bucsănești propune. Articolul 1. Se aprobă executarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații și amenajări teren de forba, zona Jaravăț, Comuna Bucsănești, județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții menținut la articolul 1 din excedentul bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bucsănești Bacău la data de 31.12.2021. Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri
vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin aparatul de specialitate al primarului și vor fi comunicate instituție prefectul județului Bacău, primarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile legii prin grijă la secretarul general al comunei. Dacă sunt discuții la punctul numărul 2. Cine se înscrie la fel? Domnul Petru, domnul Plănar, aveți cuvântul, domnul Petru. Părerea mea că din banii ăia se putea face ceva tot la Caracol, că n-am nicio Caracol. Un pod, un capăt de uliță care nu era asfaltată, deci din bătut mingea se putea bate și pe ce era. Că am văzut acolo ce ați reparat. Deci vreți să faceți altceva, să faceți vestiare, fără apă, fără vârful de apă. Ce echipe grozavi sunt, deci... Chiar aduți-l la Caracol, la Vizănești. Nu-i stadionul de Caracol. Noi la Vizănești. Dar a fost la ceapea acolo, în spate, la agricultor. Nu parc acolo, da. Păi nu, că și celălalt de la Caraclău are pentru vestiar, pentru ce ați văzut. Da, ăla nu mai face. Nu-l mai face. Așa cum este deocamdată. Dacă obținem un pont, este semănat, gardă, sunt prefumit. Nu, nu. Păi pe ăla ați vorbit altă dată, că când se face vestiare acolo, pentru ăla, care era cu, cu 3 miliarde de jumătate. Da, și ăla a vorbit, dar nu mai de așa. Domnul Bănaru? Da, având în vedere faptul că reprezint Comisia de Cultură Sport, cred că este binevenit un teren de sport, mai ales la reședința comunei, teren care are mai multe funcționalități. În primul rând, destinația este pentru fotbal, în al doilea rând, activități culturale care se pot desfășura pe el, având dotarea, avem în vedere, să îl dotăm corespunzător, exact cum cer regulamentele. Pentru ca o echipă de fotbal să poată funcționa la nivelul de diviziune. Și tineretul are nevoie, nu că nu are nevoie, să, nu, să facem altceva. Și tineretul are nevoie de acest teren. Judecăm tineretul că stă la calculatoare, la televizor, dar nu îi creăm condiții. Deci, trebuie să facem și pentru tineret ceva. Facem și investiții, și infrastructură și asta, dar trebuie și pentru tineret. În așa fel încât echipa de fotbal să fie adusă acasă, să joace la Bârsănești aici, să vină oameni din Bârsănești, să-i vadă că are nevoie și de susținere. Atât. Dacă poți să da. N-am fost împotrivă și nu voi fi împotrivă să facem așa ceva. Din câte știu eu, la nivelul comunii Bârsănești, este un stadion omologat pentru grupa D. Ăla de la Brătești. Și cred că nu-i nimeni împotrivă să joace pe acel teren. Atâta poate primăria comunei Bârsănești. Aș fi mai mult de acord să amenajăm acel teren deja existent cu vestiare, cu tribune, cu ceea ce e necesar pentru a putea merge mai departe ambele echipe de fotbal, dacă nu s-ajunge la un consens, să rămână doar una, dar, după părerea mea, este o cheltuială inutilă pe dealul ăla. Știți foarte bine, ca și mine, ca și alții, că sunt alunecări de teren în zona aia. Ne vom trezi că băgăm iar miliarde de acolo și iar se duc la vale. Propunerea mea este, haideți să vedem ceea ce ar însemna ca costuri amenajarea unui teren de fotbal acolo și vin cu propunerea ca acele sume să meargă în amenajarea sau reamenajarea terenurilor deja existente. Atât mă zic. Nu, vreau să spun că o să purtăm niște discuții cu ambii președinți de echipe și să formăm o singură echipă. Asta nu depinde, nu formăm noi. Noi trebuie să intervenim până la urmă urmă. Nu știu dacă și stadionul respectiv de la Brătești, dacă îți permite. Dacă ai suprafață respectivă, că eu din ceea ce știu nu este omologat cum trebuie și nu are dimensiunile necesare, spune-o sigur asta. Federația a acceptat atâția ani de zile să joace pe cel teren,
la grupa respectivă, bănuiesc că nu e nicio problemă continuare. Aparte de, aparte de asta, stadionul de la Jaravâț e trecut și în proiectul când s-a asfaltat drumul. E trecut drum către stadion și el nu există. Deci... Noi ne apucăm în discuții care sunt la fază incipientă. Acolo, acolo, din câte am observat, ar vrea să se împrejmuiască, să nu se deterioreze mai rău, nici de cum, de vestiare și de nu știu asta ce. Asta e altceva, păi asta am zis. Haideți să vedem ce... Nu ne aflăm în faza unui proiect de hotărâri ca să facem un teren. Noi acolo trebuie să-l conservăm, ca să zicem mai bine, nu? Trebuie conservat că să nu se deterioreze mai tare. Până vom face noi teren, mai trece. Deja ai deteriorat. Ce se mai deteriorează? Proiectul de hotărâre, puțin așa l-am înțeles eu, este pentru a conserva cu împrejmuirii de gard și ce mai este trecut acolo. Nici de cum cu să construim acum un stadion. Ce să mai faci? Că sunt deja făcute. Dar de, cu ce să mai finanțezi? Proiect, știu că avem, sunt și niște proiecte precedente care au mai fost, dar deocamdată sunt pe față. De reparații și amenajări? Nu, este doar de conservare. Deci așa am văzut că scrie în proiect. După ce facem documentația. După ce facem. Da, mulțumesc. Nu mai am multe zis. Suntem discuții? Păi, să punem la vot propunerea domnului Tevis. Deci eu am propus să facem o analiză, prin care să vedem ceea ce ar însemna ca cheltuială aceste lucrări de reparații și amenajări. Și abia după aia, când o să avem sumele 1.000.000, 2, 3, 5 de lei, atunci să punem aprobarea proiectului de lucrări și... Proiectul este... Asta este rostul hotărârii de astăzi. Hotărârea de astăzi are vedere elaborarea pe documentații, care ne va spune, într-un final, care sunt costurile amenajării terenului din faza în care el se află acum. Așa după cum fiecare dintre noi știm, acolo a fost teren de fotbal, dar la dimensiuni de neomologare, adică la dimensiuni mai mici decât cele standard, în ultimul timp a fost cărate pe acel teren cantități de pământ, care au permis extinderea lui la dimensiuni de omologare. Deci, cheltuiala noastră ar fi cea de finalizare a acestor amenajări care sunt în momentul ăsta, nu într-o fază finală, ci într-o fază intermediară. După aceea vom vedea, va trebui făcut în condițiile astea zidul de sprijin din partea de la deal a terenului și făcută împrejmuirea și amenajarea platformei de joc. Asta le putem vedea ca și cheltuieli după ce vom avea elaborată documentație care ne va spune în mod clar care sunt cheltuielile de efectuat dacă bugetul local al Comunei Buzău va permite și susținerea financiară a acestui demers, vom merge în continuare. Dacă nu, vom rămâne în faza de elaborare documentației și va fi făcut ulterior când bugetul va permite lucrul ăsta. Dacă nu o să... Dar inițial, hotărârea este pentru elaborarea documentației. Pentru că după aceea, proiectul următor... Atunci hai să schimbăm titlul proiectului din aprobarea execuției obiectivului, așa? Pentru că se deschide practic un obiectiv de investiții care are pasul inițial elaborarea documentației, iar după aceea deschide la investiții. Dacă este să susține atât din partea conținului, cât și din partea bugetului, care ne va pune la dispoziție banii de care avem nevoie, o merge în continuare. Dacă nu o avea susținere... Știți foarte bine ca și mine că avem în derulat două proiecte foarte mari, care necesită sume nu mari, exagerat de mari de contribuții din partea bugetului local. Nu cred că o să ne permitem să investim miliarde în acest teren de fotbal. Plus că sunt în derulare și proiectele cu canalizarea și gata. Așteptăm verdictul. Deci nu ne putem juca să băgăm miliarde acum într-un teren de fotbal. Părerea mea. După aia colegii n-au decât... Noi după ce facem proiectul ăsta, supunem în consiliu valoarea lui. Ați înțeles? Deocamdată îl facem, vedem câți bani costă, cât este. Propunerea ta, Felix, pentru a face terenul de la Brătești, unul la mână, utilitatea acelui teren pentru școală, ca să... Să înțelegi într-o direcție. Nu are delimitările și dimensiunile necesare. Lasă-mă să vorbesc și discutăm. El a trecut în primă fază ca omologare, fiind singurul teren, și la AJF... Sunt de acord cu tine. Păi lasă-mă să termin. Tu dacă vrei să investești acolo, să faci vestiare și tot ce ai nevoie pentru o bază sportivă în limitele acceptate de AJF pentru Liga 4, nu ai spațiu necesar. Odată.
Nu înțeleg de ce te opui și care nu e problema. Nu mă opun, absolut. Ceea ce nu știi ce proiecte sunt în derulare la nivelul comunei? Știi de câți bani sunt necesari pentru cofinanțare? Sau vrei să băgăm într-un teren de fotbal și după aia să rămânem dând din buze că nu avem cofinanțare la celălalt? Hai să ne jucăm! Exact cum am fost împotrivă. Să alocăm cei 5 miliarde pentru terenul de la Caraclou, sunt împotrivă și pentru ăsta din Bursănești. Sunt 2000 terenuri de mini-fotbal, așa, la Anglia este un teren destul de bun, pe care noi am avut o discuție, că a spus că n-aveți unul să vă antrenați. Eu v-am zis că pentru antrenamente cred că acel teren este destul de bun, iar pentru al meciurile oficiale, văd că de 3 ani de zile, încoa 4 ani de zile, se joacă la Brătești. Și nu a fost până acum niciun fel de problemă. De ce insist să facem un stadion? Pentru ce? Avem o echipe de așa mare valoare să se califice în ligile superioare. Dar nu e vorba de calificare. Dar de ce? Pentru că în ligile superioare ai nevoie de buget. Dar de ce? Bun. Ai nevoie să susții tineri. Da, foarte bine, îi susținem cu ceea ce avem. De aceea s-au făcut cele de relaborare. S-au făcut cele două terenuri de fotbal care s-au dat în administrare, cui s-au dat. Apropo de centru tineri de relaborare, câți bani s-au cheltuit la centru tineri? Și în ce fază suntem cu centru tineri și unde va fi util centru tineri până la urmă? Așa cum va fi și acel teren de fotbal. Deci ești din care sunt îngropați 13 miliarde aproape. Cum nu sunt îngropați? Îți sunt îngropați 13 miliarde, cum vrei, și mai mult încă. Îți spun eu asta. Important. Atunci facem altceva. Ne opunem să votăm bugetul la anul viitor, frate. Și atunci asta este. Și gata. Păi. Îți pare că poate la Bambiu pe lucrul care... Da, știi că este... Nu, da. Cine este? Cu ieri. Pentru proiectul forma actuală. Ca știm cum pentru proiectul forma actuală. Asta e propunerea. Amendamente. Ceea ce am făcut elaborare. Nu sunt din aprobare. Plus de asta s-au cheltuit bani că s-au făcut alipirii din două terenuri. Păi atunci la cine mai cheltuie bani, frate? La cine? Păi ce s-au cheltuit bani ăștia? Putea să spun deodată, băi, eu desfințăm și atâta tot. Așa cât a fost an de an de acord pentru întreținerea lui, trebuie și finalizat. Sau dacă nu-l pune la vot, îl facem din buget, îl facem... Domnul președinte, dați-mi voie ca să intervin puțin, ca să clarificăm. Conform ordonanței de guvern 57, care este cu administrativ, trebuie să-i dați posibilitatea și colegului nostru, consilier local, să se supună propunerea dumneavoastră la vot. În funcție de votul care se dă, asta este. Dar trebuie să-i dați această posibilitate și lui. Așa prevede legea. Juriștii noștri poate să confirme dacă vor, dacă nu, cum doresc dumneavoastră. Păi da, așa vine legal. Deci nu ia nimeni decizia, gata, închid proiectul cum vreau eu. Întâi, haideți să vedem prețurile, cât ar costa această lucrare. Păi dacă nu, exact același proiect, dar nu-l faci, cum faci? De unde știi costul? Nu știi costul. Cine îți face o lucrare ție? Cine îți execută ție o lucrare? Eu am fost la măsurători acolo, iese la limită, mai rămâne un metru într-o parte, un metru într-o parte, într-adevăr, la limitele care spune în așa fel. Vă retrageți propunerea, domn consilier, sau rămâne? Nu retrag, eu mă abțin și vorbă... Bun, atunci, acum atunci, supuneți dacă nu... Supunem la vot propunerea domnului An. Care este pentru? Să vedem... Împotrivă, abține... De ce? Câte propuneri sunt pentru... Trei. Nu, câte voturi pentru sunt pentru favoarea propunerii lui domnul... Nu mă un pic să-și interesez. Deci, cu domnul numărați, doamna secretară, numărați. Stai obligat și... Nu, a fost un băgat la mine. Și acum s-a votat amendamentul. S-a votat? Păi, haideți cum... Deci, tocmai s-a votat amendamentul. S-a spus la vot propunerea pe care ați făcut. Nu înțeles. Și acum spuneți, în forma actuală, proiectul vor prezenta. Așa cum a fost cu prezentația. Da, vă rog frumos, ce este proiectul numărul 2? Care este forma prezentată? Forma prezentată. Altă mână, nu vorbim. Păi ce faci? Eu nu știu durate. Nu înțeles. Nu înțeles. Ați numărat ce ați făcut. Deci a fost, de fapt, 3 și... E gata sau nu e gata? Deci, dai pe domnul Lazar.
să dea din aur și îl băg aici. Ca pentru, pentru varianta. Doamna secretară, dar normal, mă nu se poate retracta pe vot, normal. Nu prea se poate. În fine, haideți. Nu înțeleg ce am vrut de la. Nu poți să retragi un vot. Nu, dar pentru mine, da. Amendamentul a luat 4 voturi. Păi nu, dar și domnul Lazar a eliminat una și nu. Două, trei, apoi. Nu îl luăm în considerare pe domnul Lazar. Dumnezeu a votat odată și a exprimat opinia de vot. Nu poate vota de două ori. Da, doamnă, că nu ne-aș acum vot la prima. Deci ați rămas pe pro-amendament domnul Anei, da? Deci nu vă mai tai, vă mai fac o dată. Doamne ferești, nu tăiați oameni. Nu dai pe nimeni. Bun, și acum hai să numărăm voturile pentru proiectul... Mai strigați o dată, domnul președinte. Da, deci... Deci 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Da, corect, 9 și 3, deci... Acum mai bine. Da. M-am mutat proiectul. Am văzut că o tine, dar am văzut. A fost acordat. A fost acordat. Da, în continuare dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind actualizarea, privind actualizarea privind aprobarea modificării și completării programului anual de achiziții publice, investiția Comunei Bistrâncenul Bacău pentru anul 2022. Primarul Comunei Bistrâncenul propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea programului anual de achiziții publice și investiția Comunei Bistrâncenul Bacău pentru anul 2022, conform anexei parte integrată în prezenta hotărârii următoare și după cum urmează. La capitolul 3. Lucrări se înlocuiește cu punctul 2. Denumirea obiectivului de investiție refacere de împrejurire teren de sport, zona Jaravâț, cu denumirea lucrări de reparații și amenajări teren de fotbal, zona Jaravâț, Comuna Bistrâncenul. La capitolul 2, prestări servicii, se introduce punctul numărul 31, reprezentând servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparații și amenajări, teren de fotbal, zona Jaravâț, Comuna Bistrâncenul Bacău. Articolul 2, prezenta hotărârii, va fi aplicată de la data adoptării până pe 31.12.2022. Articolul 3, se împuternicește primarul Comunei Bistrâncenul, domnul Botezatu Gelu, pentru... să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Articolul 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunii și va fi comunicată primarul, compartimentul de dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate financiară, venitul executării, silite și resurse umane, precum și instituție prefectului de Zâmbacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legate. Dacă sunt instrucții la punctul numărul 3. Am zis. Supunem la proiectul numărul 3, care este pentru? Împotriva cine? Dar în proiectul numărul 3, cu 12 voturi și o abținere. Am două abținere. Două. O problemă la nivel de satul Brătești. Mai bine zic, vreau să fac o critică, așa că acceptați-mă. Problema este, domn primar, mă adresez dumneavoastră în calitate reprezentant al primăriei. Nu știu cine a dispus, deși în conformitate cu dispozițiile, vă spun de imediat despre ce este vorba, dar am să vă prezint dispoziții legale. Articolul 129 din Codul Administrativ prevede că Consiliul Local are obligația să administreze bunurile comune. În satul Brătești, nu știu cine a dat dispoziție să steze eliminatul stradal, total.
Cum să nu? Este, este iluminatul stradal din satul Brătești, este lipsă. Dar funcționează, domnul primar, nu, aseară am verificat eu. Și azi dimineața am verificat. Și vă spun și la ce oră am verificat. La ora 5 dimineața am verificat, nu, este, nu era nicio lumină pe stradă. N-ai dat ora înapoi. Probabil. Așa, nu. Numai puțin ca să-mi termin opinia și aștept și argumentele dumneavoastră. Ideea este următoare. Ideea este următoare. De ce nu mă puțin dacă îmi permiteți? Nu mă opic dacă îmi permiteți și după aia aștept argumentele dumneavoastră. Deci, ideea este în felul următor. Deci, noi am discutat luna trecută, că nu s-a pus în discuție în altă ședință. Doar la ședința de luna trecută s-a pus discuție cu vis-a-vis de, mă rog, planul ăsta european de să ne aliniem și noi la așa zis crizi energetică. Problema este următoarea, pentru că noi, Consiliul Local, trebuie să deliberăm asupra acestor situații, adică noi furnizăm sau noi asigurăm furnizarea de servicii către cetățeni sau către administrație, spui către UAT-uri. Noi, Consiliul Local, deliberăm și aprobăm sau adoptăm aceste hotărâri. Nu primăria în nume personal sau în nume propriu sau cum vreți să o considerați dumneavoastră, nu primăria dispune asupra acestor situații. De aceea v-aș ruga tare frumos dacă cumva s-a dispus la nivel de primărie, până nu aveți hotărârii din Consiliul Local, nu aveți voie să sistați aceste servicii de furnizare energie electrică pentru iluminatul stradal. Dacă aveți dispoziții legale, vă rog să ne le prezentați. Dacă nu, trebuie să aveți hotărâri din Consiliul Local. Consiliul Local este autoritatea care deliberează și adoptă hotărâri în sens de a să reduce aceste servicii către populație. Instituția primării nu are această, nu are acest drept. Mulțumesc, atât am spus. E o problemă acum, din că s-a schimbat odată ceasul înapoi. Cred că temporizatorul, cred că e defect ceva. La ora 5 dimineața și în mes din noapte, nu cred că are probleme. La 5 dimineața veni 6. Venea 6 și era stâns. Da, la 5. Era stâns. La ora 5. După la 6 era actuală. La mine nu se vrea. Aceasta deja la ora 6. Ora actuală. Este soluționul problemă. Păi da, dar dacă era temporizatorul pe ei. Și vrea ora 6 și e oprit. Și vezi de noapte. E posibil. Numai trebuia să oprească la 1. Poate nu merge pe care. Ora actuală. Programul de funcționare 12 jumate, 4 jumate. Așa știu eu că sunt la ideea o trebuie. Vă rog ca să scriu. Da. Da, deci domnul primar a zis sofi defectat din temporizator. Da. Vă rog ca să renodiați. Da. Dacă asta este. Mulțumesc. Da. În ideea conservării energiei, dacă tot a deschis subiectul domnul Miron, rămăsese că ne veți prezenta niște soluții, dacă vor fi. Ați găsit vreo variantă? În afară de a tăia două ore dimineața, două ore seara? Tot de derulare. S-a împlățat acele panouri solare. Pentru nu. Acum spuneți strict pentru iluminatul stradal pe timp de noapte. Dacă ați mai găsit vreo variantă sau da, cum a zis domnul Miron, nu e... Avea ofertele pentru a secționa circuitul, adică să realizăm o iluminație intermitentă pe un vechi, pe o lampă de una ba, în condițiile în care ar fi trebuit să introducem un al doilea fir de iluminat public care să creeze conectarea pentru cealaltă parte care o deconectăm. Oferta a fost una pe care am primit-o, care înseamnă mulți bani de la bugetul local, se duce aproape aproape de un miliard. Secționarea întregului circuit pe toată comuna, și sau măcar noi am solicitat în felul următor. Să facem o secționare pe tronsonele de bază, adică pe drumul PDJ principal, pe drumurile de bază, alea să fie un bec, alternativ să putem să le alimentăm. O săptămână merge un bec, o săptămână merge cealaltă rețea, sau o lună de zile merge pe o parte, o lună merge cealaltă. Operatorul economic a transmis o ofertă care se duce undeva în drumul sumei de 1 miliard. Vă dați seama că suma este foarte mare.
va trebui, dacă într-adevăr va deveni concludentă, să supunem aprobării Consiliului Local o asemenea investiție. Dacă ne permitem și dacă dorim să facem lucrul ăsta, atunci vom vedea. Dacă nu vom merge cu soluția intermitenței sau vom renunța și la aia și când nu vom avea bani la buget, vom întrerupe de tot, dacă să găsim, așa cum am spus, o soluție care să fie de comun acord, aprobată și dotată de Consiliul Local. Asta era domnul Vici, deci ideea asta vreau să spun. Toate aceste activități sau toate aceste operațiuni care le faceți dumneavoastră la nivel de comun, trebuie să fie adoptate sau aprobate și de Consiliul Local. Deci nu se poate, eu așa am văzut, luându-se iluminatul stradal la tot satul, asta este, s-a oprit dintr-un punct, nu? S-a creat o intermitență, s-a creat, nu s-a luat de pe. Da, s-a luat toată noaptea, cum a fost. Ideea tot ceea pe care am gândit și... Așa, măcar să trecem să supunem asemenea discuții, să le supunem pentru o hotărâre din Consiliul Local, că nu trebuie să vă temeți, că aveți majoritate calificată, dar să fie supuse, să fie aduse și la cunoștința Consiliului Local. Că s-a făcut problema, ca să folosesc termenul ăsta, ca pe repede înainte să facă anumite chestii. Problema trebuie rezolvat în funcție. Rezolvat, într-o majoritate. Să fim suntem de cetățenii comunei cu Sănești și toți trebuie să... Păi la un miliard, deci la un miliard eu asta și chiar mă uitam. Păi găsești lampă la 290 de lei, 300 de lei cu panou solar, care, fă socoteală, câte lămpi poți să ai în comuna cu Sănești? 500 de lămpi, câte poți să ai? Aș vrea să știu și diferența, dacă acum e o lună de zile, nu? Cât e economiei s-o făcut cu chestia asta? Da. Și atunci nu mai e diferit în obie. E panou solar, la revedere, au garanție, acum n-ai nicio treabă. Și decât să dai un miliard la ăla să vină să facă rețeaua pe o linie sau o lampă, da una, nu, ai schimbat din 2-2 stâlpi, nu lași pe fiecare stâlp, ai pus lampă cu panou solar și la revedere, frate, și nu mai e nicio treabă. Părerea mea că dacă faceți un studiu de preț, să vedeți dacă suma asta de un miliard, în cât timp l-amortizăm. Dacă l-amortizăm într-un an, mergem pe... Păi dacă tu spui la panou solar, ai amortizat numai într-o jumătate de an, numai din costul factorii, frate. Da, trebuie specificat. Lămpile nu prea sunt fiabile, nu? Mentenanța e greoaie, ai... Acum au apărut tot tipul de panou și pe timp din ceată, și pe timp din... Da, dar timp, dacă se defectează, ai chirurg pe mine. Știți care e problema? Noi discutăm la preț din magazin persoană fizică. Să știți că la achiziție se face la nivel de persoană juridică sau alte prețuri. Nu există. Ei, nu. Din contra, că la cantitate mare negociere. Deci la persoană fizică o găsiți la un preț, știu la ce persoana direct, juridică când face asta, licitația, se o vinde la alt preț. Nu să țineți cont că lampa aceea pe care o cumperi va trebui să o ambasezi un preț special, va trebui să nu cineva pe la, va trebui să ceva nu trebuie să facă. Bine, asta e montat. Lângă costul efectiv al lămpii, va însemna și costul de montaj, în care dată vreau să poate va tripla prețul de locuire a cuplului lămpii. Și vreau să vă aduc aminte că noi am finalizat anul trecut cu mare greutate locuirea becurilor incandescente care consumau foarte mult cu lămpile de consum redus și acum anul acesta să revenim cu alte investiții de genul ăsta, nu știu dacă chiar prindem ca toți banii să vădăm la luminare. Noi va trebui să facem o evaluare în condițiile în care prețurile nu se vor duce. Deși semnalele sunt că prețul pe kilowatt va duce și pentru agenții, pentru instituțiile publice destul de mult ca și valoare. În condițiile alea există riscul ca noi mergând cu plățile facturilor la consumul de acum pe funcționarea integrală a tuturor lămpilor să intrăm în incapacitate de plată din cauza facturilor foarte mari pe care nu le vom mai putea plăti. Și decât să rămânem fără iluminat deloc și în incapacitate de plată, cred că și cetățenii comunei sunt de acord ca noi să avem o funcționare inițială intermitentă și urmând ca ulterior, dacă nu vom procede la dublarea circuitului și la cheltuirea banilor, măcar să ne permitem să secționăm circuitul, adică să deconectăm o lampă, rămâne una da, una ba, cu următoarele precizări. Să rămână funcționare lămpi, chiar dacă ar trebui exclus acolo unde sunt camere, să rămână unde sunt camere de monitorizare, în locurile unde sunt instituții publice, atât ale administrației publice locale, cât și spații comerciale, în stații, acolo să rămână efectiv lămpile. Și atunci să reducem cât de cât nivelul de consum, să putem să ne încadrăm cu o cheltuială mai mică și un consum mai mic, să putem să plătim în continuare nivelul facturilor care vor veni ulterior. Domnul viceprimar, eu sunt de acord. Problema este că dacă facem calculul și ne gândim bine, lămpile astea sunt achiziționate câți ani în urmă? În mai multe tranșe. Garanții oricum nu mai au. Ai clar treaba. Unele dintre ele mai au. Bun, foarte puțini, care s-au schimbat în ultimul timp. Da. Ei. Primele sunt la cu 6 ani și jos. E.
Fă calcul cât de zi... Părerea mea că expiră, că expiră, că expiră, că expiră, că expiră, că în iunie, pentru primele lor pe alea cu alea mai mari, ne-a expiră, că ține, deja suntem pe garanție cu ultimele 50 sau 100 de lor care le-am luat, Atunci măcar să găsești soluția alea care au garanție să le pui în puncte chei, să măcar să beneficiezi de garanția aia, nu mai vină ăla, tu ia 50 lei, 100 de lei de lampă, de schimba lampă. Că dacă tu îți pui lampa ta proprie, cu panou din ăsta solar, atunci nu mai ai treabă, că nu mai plătești nici factură, eu cred că e destul de economic chestia aia. Eu așa cred eu. Și asta ar putea rămasă și instalația respectivă cu lămpile astea. Nu știu ce autonomie au ăstea, că depinde acum ce știu de potența lor și mai multe prostii. Că dacă nu face față, uite, poți să folosești alternativ, două ore din iluminatul public care îl ai actual și restul să meargă aia. Așa că ni șantajează câteva firme care spun, nu domnule, că eu vreau ața bani, că să schimb și așa. Nu, nici așa, nu e o soluție. Domnul Ațenoiu, haideți să vin iar din terenul și până ajunge la dumneavoastră. Dar eu stau primul lucru. Domnul Ghean? Doamna Georgiana? Da, eu vreau să întreb, domn primar, în legătură cu cele două tabli interactive de la Brătești pentru școală, în ce stadiu este? Două, patru, cum? La ridicare de buget care să... Așa. Da. Și vreau patru. Să vă rog după acum, pentru că eu întâmplă mereu problema asta, cu dacă ați putea să faceți căsuțile alea pentru material antiderapant, că deja mâine o să fim din 1 noiembrie și mai zis la Brătești toate am văzut că sunt stricate. Eu, dacă vă zile? Da. Tablele astea interactive din școală? Brătești. Adică, tu ai întrebat în ce stau? Noi le-am întrebat pe domnul primar când s-au pus cele la Bârsănești și am spus că mi s-ar fi părut corect să aibă și cei de la Brătești, măcar una. Ah, și domnul primar a spus atunci că are în vedere să le... Adică să doteze. Să doteze și școală de la Brătești. Să le dai în jetul în anul noiembrie. Da, așa mi s-ar părea corect și sunt o copii. Da. Cu lăzile, ia. Asta e prioritar la ora actuală. Da, o punem în luna care... Deci trebuie cântărit treaba. Când merge panul, oricum, cândva tot trebuie să devii independent. Deci trebuie cântărit situația asta. Cât costă, pui acum 100 de bucăți, mai pui peste 2 ani alt 100 de bucăți și asta este. Dar nu mai ai treaba cu factura, cu... Da, dar tot îți trebuie timp de mentenanță, că alea se vor detecta. Aici e problemă. Omule, cât are garanții 2 ani de zile? Oricum, ăsta l-a zis și din garanții. Trecem la rând cu petrol. Trecem la rând cu petrol. Oricum, e urât, noaptea e urâtare prin sat. Îți dai seama că nu e. Nu se vede nimic. Mai ales când începe ceața acum. Dacă întrerupă un bec și un daș, nu mă scrie de acolo. Dar la fapt, la valoare aia de 700 de milioane, să numai să faci chestia aia, scuze-mă. Nu, aia să întindă fir ca să dubleze. Trebuie să dubleze fir, să nu mai ca fir. Bun, și pe viitor, dacă e altă opțiune și rămâi, ai să ajungi la tot la panoul fotovoltaic, ce faci după aia? Dai firul jos, îi mai chemi încă dai firul jos? Practic, ție o să-l spunem luna care vine, întrerupem un bec, da, și unul și cu asta. Așa, de un miliard, tu trebuie să dai lor, îți iei lămpi din astea pe cam. Și faptul care a fost în luna octombrie, să vedeți și dumneavoastră cât... Bine, că am înțeles că din 15 decembrie încep, dar încă nu se știe, câți plafonate, prieteni deocamdată, și peste câțiva ani o să vă spun, o să fie energie gratis. Că acum sunt niște interese internaționale să vândă fiecare fotovoltaic și să vândă toate prostiile astea. O să fie energie de... Slavă Domnului! Încă energie de pâine. Hai să vezi dacă nu o să fie așa. O să fie toate casele cu panouri solare și... Asta e situația, da? De asta spun, oricum, inutil să arunci banii ăștia. Bă, dăm 700 de milioane să mai tragem un fir sau să mai anulez o lampă, două. Eu zic să mergem normal cu iluminatul, până când? Da, și când o cădem și nu mai cu ce plătii, iar eu. Păi nu, păi acum asta este un obiect. Hai să luăm și noi. La ora actuală plătești prețul vechi, corect sau nu? 70 milioane am plătit cu iluminatul. Vă dați seama, sunt bani. Bun. Acum și economia.
Care e economia, diferența de economie dintre lămpile normale și lămpile cu LED? Oricum e economie. Da, totuși este consum, că vă dați seama, e din stâlp în stâlp. Deci e o soluție, eu văd numai cu din alea, cu panou din alea și cu lampă, lampă cu panou deasupra ei, cam așa văd că sunt construite ele. Nu? Eu știu eficiența lor, dar vă dați seama, sunt răutat, deci e varianta, prima căutat să ne... Oricât dai lampa aia jos, că e absolut, oricât și-o montez, asta e tot una. Păi eu așa cred, e tot una, că totodată să sui sus pistol și-l vine jos. S-au pus, dar bine, ia, alt bani, să pui din ăsta, senzor de mișcare. Păi, iar de ajunge un miliard, așa? Senzor de mișcare? Nu, eu zic că cea mai bună variantă e lampă din aia. Măcar testare, 5 bucăți luați și testați. Am fost discutat cu Emilie. Ești mașina acum cu noi, să faci la ea de mare. Da, nu știu, este acolo, efectiv, n-am timp să se ne vă. Da. Dragi, și nu s-a dat am discutat mai întâi cu așa. Cu Lăzile, la fel, chiar la doamna secretară vor să arăt de desubt, s-a dus la fara la remoare. Da. Poliță la biserică, acolo, la dragi, să facem la remoare. La Dăbit, Costică. Ne mai fi în discuții, declar ședința chiar.